Vă povesteam mai devreme despre Sultan și despre faptul că Yogyakarta este cunoscută drept capitala gastronomică a țării. Cele mai bune restaurante și cei mai buni bucătari sunt aici. Sper. Iar asta se datorează tot sultanului și gusturilor sale. Hai de viața noastră. Hai de viața noastră. Panica noastră era să nu ne dea ceva iar de mâncat, ca să plecăm iarăși cu stomacul în gât. Voi astăzi va trebui să organizați o cină festivă, regală. Oh, wow! Pentru sultan, bineînțeles. Și pentru soția lui. Și pentru a vă ajuta, am să chem aici trei emisari regali ai gusturilor sultanului. Sunteți pregătiți să-i cunoaștem? Sigur! Aici sunt numiți comandanți, să știți, pentru că sunt foarte importanți. Hello! Hello! Welcome! Hello. Hello! Pentru că toată cursa este despre gusturile sultanului, o să vă rog să îi și priviți pe cei trei emisari, ca să știți câte ceva despre ținuta lor. Bărbați, amatic. E un angajament de o mare responsabilitate, presupune foarte multe, dar mai întâi de toate impune o anumită conduită vestimentară. În prima misiune trebuie să faceți rost de haine potrivite. Eu vi le-am pregătit, iar acești emisari o să vă ducă pe fiecare dintre voi acolo unde le-am pregătit. După ce v-ați îmbrăcat, vă întoarceți la mine și în funcție de cum v-ați îmbrăcat, plecați în curs. Alegeți-vă un emisar. Ioana și Mane. Din mijloc, nu? Din mijloc. Fetele. Noi pe domnul de aici. Pe domnul cu ochelari și băieții cu doamna, doamne, care este aici lângă mine. Noi suntem ultima echipă, culegem, nu alegem. Da. Se întâmplă să o luăm pe domnișoară, pentru că nu știm ce trebuie să facem cu ea. Le-am ales pe domnul din mijloc și am plecat cu el, am luat-o printre străduți, ne uitam oare unde. Al nostru are fusta aia cam scurtă la picioare. Mergea foarte încet pentru că avea o fustă destul de îngustă în partea de jos. Uite, Mane, acum am o scuză să nu merg repede. Sper că nu ne pune totuși ziua să mergem așa. Ba da. Ne-am dus într-un loc special unde am deschis. Aveam o poșetă cu o grămadă de ținute. Sper că ați observat costumul comandantului. Găsiți și voi haine asemănătoare și accesorii. Și îmbrăcați-vă identic. Când sunteți gata, întoarceți-vă aici pentru aprobare. Dacă costumația nu este corectă, va trebui să mai încercați până comandantul vă va da aprobarea. Scoate, dă-ți să vedem care sunt. Așa? Am scos-te din pungă și acum ne gândeam, cum ne îmbrăcăm? Ca ea sau ca ei? Ea avea ceva forme proșite. Nu ea, ei, băieții aveau, erau fustă, pu. Eu ziceam că mi se pare normal să ne îmbrăcăm ca bărbații. Haideți să îmbrăcăm ca femeia, bade noi. Emisarul nostru e femeie. Sorina, emisarul nostru este femeie. Eu cred că ca și bărbat, dar ne îmbrăcăm așa. Și femeia era... Femeia era îmbrăcat cu astea, bade, era femeia. Astea era, femeia asta era îmbrăcată cu astea, atâta ziua, Sorin. Okay. Noi trebuie să mă gândim că emisarul nostru, pe om de atât de treabă. Bine. Eu, în mintea mea, zic, bă, parcă ar că am trebuit să ne îmbrăcăm ca bărbații, că na, totuși, pentru sultan, nu te îmbraci ca o femeie, dar nici nu eram sigur. Și asta vine la spate, uite așa. Dar e doar una? Păi stai, că avem decât un brâu. Și avem doar o din asta, doar o tichie. Ea avea brâu, ea avea tichie. Și trebuie să mai găsim o daia, nu? Ce o să o facem? Ceva nu e ok, poate ne zice Irina că trebuie să mergem să căutăm în sat restul ținutei. Hai, mor. Dar închide-ți aia cu ceva, cu orice. Cu ce? Cu borseta. Mânca pe frate. Mai e una doar XL, dar asta cred că e de femeie. Sentimentul dezamăgirii nu trecuse pentru noi. Ne mișcam destul de lent, nu prea eram vioi. Ce, nu te încape nici asta? Ba da, dar am stă prea larg. Ai probleme și tu să mori ori. Ce probleme îți vine prea largă? Pe mine mă strâng toate. Eu ce să zic? Ăsta-l punem. Pe desubt era? Pe desubt? Nu știu. O, Doamne Dumnezeule! Ne-am îmbrăcat, Nicolae și-a pus mărgelele la gât, frumos, ca doamna, ca domnișoara, mărgelele alea mari agintii. Fu, Doamne ferioase, unde vă dea doamna. Ne lipsește o din asta de cap și un brâu. Și nu știm de unde să facem rost. Păi pentru că nu sunteți îmbrăcate corect. Absolut deloc. Trebuie să fim îmbrăcați la fel ca persoana care ne-a condus. Nu? Da. Nu? Trebuie să fiți îmbrăcați la fel precum comandanții. Dar trebuie să țineți cont de gen. Ok, hei, da. De asta vi-am adus pe toți trei în față. Brâu era negru și era pus pe și era și altă bluză. Și fusta care era? Uite, ea pleacă și pe drum striga. Te-ai uitat cu ce era îmbrăcată în partea de jos? Fusta care era? Ai plecat, nu știu. Aoleu! Am reținut restul, Andreea. Păi, de grăbești să pleci în loc să ne uităm. Păi, stai o secundă să ne uităm. Un maraton. Trebuie să ajung repede. N-am înțeles dacă trebuie ca femeia, ca emisarul nostru sau ca... Era clar că nu suntem corect îmbrăcați, pentru că în primul rând nu eram la fel îmbrăcați, da. Dar noi voiam să vedem care e la bine îmbrăcat.
Deci că am pus pariul noi doi între noi. Adică noi nu suntem într-o competiție și oarecare am dreptate. Noi ne batem unul cu altul, da. Mai aveți nevoie de niște elemente și trebuie să fiți foarte atenți la cum sunt îmbrăcați în funcție de gen. În funcție de gen. Deci okay. Să ne ca bărbați noi. Vezi, trebuie să ne luăm și la cap. Nu sunteți bărbați? Fugim repede la loc, ne schimbăm una, două, ajungem să... Te las mărgelele cu greu. Da, da, le lasă cu greu, dar le lasă. Și la lateral, cred. Uite, asta e fusta ei, cred. Ia vezi dacă-s două la fel. Luând-o prin eliminare, ne-am dat seama din ce avem două de un fel și uite așa am reușit să facem ținuta. Fiind în stradă, n-am avut cum să ne dăm jos pantalonii și cămașa. Ne-am îmbrăcat peste hainele noastre. Era o căldură de... Nu venea să-mi smulg pielea de pe față, nu mai puteam de cald. Haide, haide pe aici, hai pe aici. Hai, învață, învață, învață. It's okay? Okay, thank you. Sorry, thank you very much. Te magasem. We are okay. Ah, okay, nu vedeam brâul la Carmen. Este, este. S-a ridicat. It's all okay? Good? Okay. Perfect. Thank you. Mulțumim. Aveți plic de la mine, multă baftă. Mulțumim astăzi. Mult, Irina, mulțumim. Când mă uit în spate, văd că apare și Ioana cu Mane, tot timpul urmăresc. Bun. Vă întoarceți la noi. Nu mă încam pe asta. Am luat invers asta. Hai repede, eu voiam să schimbăm acolo. Trebuie să mai faceți niște modificări în funcție de gen. Hai să dați fusta asta. Nu chiar aici. Păi da, avem pantaloni scurți. Hai mă, vino. Aveți, știu, dar nu vă puteți dezbrăca în fața emisarii. Hai repede. Nicolae și Sorin. Perfect. It's good? Sunteți bine? Suntem bine îmbrăcați, pe un plic și avem următoarea destinație. Pentru moment... It doesn't fit me. Fusta era foarte îngustă și nu era vorba că era îngustă în partea de jos, că așa erau toate. Dar nu mi-intra în partea de sus, adică eu aveam picioarele, eram ca o sirenă, deci că aveam costum de sirenă pe mine. De cap. Haide, mă, hai să reușim să plecăm și noi de la prima probă. Ne-am dat seama că suntem ultimii și am zis, hai, că am început-o prost rău de tot. Pe asta, hai, poate găsim un drum, poate luăm mașină repede. So they're good. Thank you. Haideți la mine să vă dau flicul. Haide. Și a fugit în cursă. Okay. Haide. Vă țin pumnii. Mulțumim. 22 de km.